Scandalul în jurul Viorei, estimate la peste 2 milioane de euro reținute de Vamiș pe aeroportul internațional Chișinău acum o săptămână, ar fi pornit de la o expertiză greșită. Specialistul ar fi indicat că instrumentul este obiect de patrimoniu național, iar în așa cazuri, legea prevede că acesta nu poate fi scos din țară. Între timp, procurorii susțin că au cerut, prin intermediul Interpol, documente de la proprietarul Viorii, fapt care ar urma să aducă mai multă claritate în acest caz. Cu precizări la acest subiect a venit astăzi și serviciul Vamal, care a declarat că regretă situația în care s-a pomenit instrumentista, dar insistă că vamișii au acționat conform legii. Așa sună vioara evaluată la peste 2 milioane de euro, care a provocat un adevărat scandal la Chișinău. Potrivit ministrului culturii Sergiu Prodan, care a venit astăzi cu precizări la acest subiect, totul s-a întâmplat din cauza unei expertize greșite, în care se menționa că instrumentul are valoare istorică și artistică pentru patrimoniul Republicii Moldova. Deși reprezentanții serviciului Vamal susțin că actul de expertiză care însoțea instrumentul atunci când a fost depistat la aeroport era eliberat de către un specialist acreditat de Ministerul Culturii, Sergiu Prodan neagă acest lucru și susține că expertul nu a fost agreat de instituție. De ce Alexandra s-a adresat anume la el? De ce n-a venit la Ministerul Culturii să ia acest document? Eu nu pot ști că ea nu s-a adresat inițial la noi. A crezut că e mai repede la o persoană privată. Dar da, de aici și-a pornit toată problema, de la o expertiză greșită, de la o declarație înscrisă în acest act că această vioară ar fi patrimoniul Republicii Moldova. Ceea ce nu este adevărat, această vioară nu figurează în registrele noastre de bunuri patrimoniale. De fapt, vioara, care datează din 1785 și cunoscută sub numele de Aida Levin, aparține unui mare împătimit de muzică din Elveția și a fost împrumutată Alexandrei Konunova în semn de respect și apreciere pentru talentul său. Ministrul Culturii susține că în prezent autoritățile de drept, dar și artista, sunt în așteptarea documentelor confirmative care atestă că instrumentul aparține Elveției. Cu precizări la acest subiect a venit astăzi și Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale, potrivit căreia actele privind statutul instrumentului ar urma să fie transmise prin intermediul Interpol. Organul de urmărire penală precizează că după ce va primi documentele solicitate de la proprietar, urmează să stabilească statutul viorii ridicate, valoarea de facto a acestia și dacă reprezintă o valoare culturală pentru țara de origine. Cu detalii la acest subiect a venit astăzi și serviciul Vamal. Într-un comunicat de presă, reprezentanții instituției susțin că vamișii de la aeroport au acționat conform legii. Potrivit lor, totul a pornit după ce artista nu a declarat bunurile. Potrivit certificatului eliberat de expertul autorizat de Ministerul Culturii, vioara are valoare istorică și artistică pentru patrimoniul Republicii Moldova. Lipsea autorizația eliberată de Ministerul Culturii, în care ar fi urmat să fie specificat costul obiectului și faptul că aceasta reprezintă sau nu valoare culturală, dar și norma legală care stabilește interzicerea scoaterii valorilor culturale de pe teritoriul Republicii Moldova, funcționarii Vamal au ridicat bunul în cauză. Cât despre acuzațiile aduse de către oamenii legii că violonista Alexandra Konunova nu a declarat instrumentul muzical, ministrul culturii susține că aceasta este o confuzie. În toată lumea, artiștii, violonistii călătoresc cu propria vioară. Probabil a fost o scăpare. Dar, cum să zic, această vioară nu este un obiect transportat ascuns undeva. Deci, violonistul mergea cu vioara pe umăr, în mână, pentru că e o vioară extrem de scumpă. Și declararea formală sau nedeclararea, deci este iarăși o confuzie. Incidentul a avut loc pe 22 octombrie pe aeroportul internațional Chișinău. Alexandra Konunova era înregistrată la cursa Chișinău-Moscova, unde urma să evolueze la un festival. În cadrul controlului de rutină, vamișii au depistat vioara, care era însoțită de un document potrivit căruia instrumentul ar valora peste 2 milioane de euro. Obiectul a fost ridicat de către organul Vamal și este păstrat în continuare în încăperi specializate ale instituției, până când procurorul pe caz va dispune restituirea acestuia sau confiscarea lui. Cazul este investigat prin prisma unui proces penal pentru tentativă de contrabandă. Am încercat să discutăm cu Alexandra Konunova, dar aceasta refuză să comenteze incidentul. Dragi prieteni, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. O să găsiți cele mai bune știri și emisiuni. Dacă v-a plăcut acest video, faceți share și nu uitați să ne dați și un like.